și am nevoie de ajutorul vostru ca să spargem codul de la chestul ăsta, fraților. Astăzi, pe serverul meu de Minecraft, am spionat-o pe prietena mea, Ana Banana, timp de 24 de ore. Stați până la final să vedeți ce secrete am reușit să aflu despre prietena mea, Ana, și să mă ajutați la final cu un lucru foarte, foarte important. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vreți să vedeți mai multe episoade de pe acest server și un follow pe Instagram ca să apareți chiar acum pe ecran. Și desigur, nu uitați că tocmai ce am scos o nouă colecție de Crăciun pe lookaluk.ro împreună cu câteva produse noi foarte, foarte mișto. Aveți primul link în descriere. Fraților, suntem aici pe serverul nostru de Minecraft pe BurgerZMP, iar astăzi o să vreau să fac ceva foarte, foarte, foarte interesant. Pentru următoarele 24 de ore o să vreau să o spionez pe prietena noastră dragă, Ana Banana, care era undeva pe la ea pe acasă, dar nu știu unde e, că nu-i mai văd numele, habar nu am. Sper să nu mă vadă, că sunt la calculator, pentru că mi-a scris mai devreme niște mesaje pe aici pe chat. Eu am venit de mai devreme pe server, eu eram deja aici când ea intra pe server, dar am vrut să mă prefac în lusul la calculator ca să nu suspecteze absolut nimic. Și vedeți că m-a întrebat aici că Luca ce face, alo? Mi-a zis că îmi fură din casă dacă nu răspund, dar e bine că eram aici în casă, gen m-a văzut că eram în casă și n-a venit să fure sau ceva de genul, dar s-a prins că nu sunt la calculator și astăzi o să vreau să urmărim să vedem ce secrete are prietena noastră Ana Banana. Și de ce zic chestia asta? Pentru că și cei care ați văzut și episoade mai vechi din această serie știți că Ana are o bază secretă a fetelor în cafenea și noi am găsit baza aia secretă, dar nu am făcut nimic și nu am mai vorbit despre ea și nu am mai văzut-o pe Ana niciodată să se ducă acolo. De fapt, niciodată nu cred că am văzut-o pe Ana să se ducă direct în baza ei de fete. Și eram curios, bă, oare Ana mai folosește baza aia din cafenea de am găsit-o noi acum mai mult timp? Sau oare are altă bază secretă? Pentru că, bă, mă gândesc că poate are și ea un loc din ăsta secret, pentru că știu că Ana și-a mai făcut în trecut diverse baze secrete și chestii de genul, că a tot văzut la mine. Și noi avem mai multe baze secrete și, sincer, vreau să văd așa cum se comportă Ana când este singură pe server, în primul rând, și să vedem dacă mai are chestii secrete, locuri ascunse și chestii de genul ăsta. Și am pregătit aici niște camere, dar am mai pregătit ceva foarte, foarte special și avem aici în baza noastră secretă din copac. Mamă, ce-mi place baza asta din copac, deci îmi place rău, rău de tot. Dacă vă aduceți aminte, nu aici, pardon, am lăsat noi aici mai multe iteme speciale și avem și niște poțiuni de invizibilitate, fraților. Și o să ne trebuiască astea, pentru că vreau să mă duc să instalez camere peste tot prin oraș și să o urmărim pe Ana în același timp cu poțiunile astea, să vedem tot ce se întâmplă. Deci momentan nu știu unde este Ana. Vreau întâi să văd dacă mai găsesc, că parcă n-am văzut-o la ea acasă și nu știu unde s-a dus. Ia uitați-o, fraților, pe prietena noastră Ana. Deci e la ea acasă, se pare că e la ea acasă, dar avem o mică problemă, fraților. Noi avem camere doar aici, avem o cameră și încă două puse tot la casa mea și noi nu prea avem camere la ea în casă și o să fie destul de greu să vedem dacă are o bază secretă sau nu în casă dacă noi nu avem camere în casa ei. Și cred că, oh my god, stai așa să nu mă vadă că sunt pe server sau ceva, adică că sunt la calculator. Ok, cred că trebuie să ne ocupăm de chestia asta și să punem camere. Deci o să vreau să folosesc poțiunea asta de invizibilitate și să ne apucăm de treabă. Să punem camere cam peste tot prin casa ei, dar știți care este planul? Trebuie să punem camerele, uite așa, pentru că dacă le punem așa, nu prea se observă camerele, știți ce zic? Că dacă o pui așa, bă, vede, mare camera, așa se prinde în prima. Dar asta vine așa pe tavan, nu prea îți dai seama de camerele astea și sunt mult mai ascunse și mult mai bune pentru cine trebuie nou. Așa că trebuie să băgăm o poțiune din asta și să ne infiltrăm la Ana în casă. Și nu știu câtă treabă mai are ea pe acasă, pentru că ar fi mult mai ușor să plece de acasă, dar nu știu dacă o să plece sau nu și nu. Hai că bag întâi poțiunea, că mi-e frică să mă duc așa. Ok, fraților, oficial suntem invizibili și suntem gata să ne infiltrăm în casa Anei, să vedem pe unde este. Ok, deci încă este în casă sau pe lângă casă, habar n-am, dar este ok, pute... Ia uite, mă, e fix aici, ești nebun. Ok, e totul ok. Mamă, stai așa un pic, că mi-e frică să n-am, dar nu am microfonul. Cream că am microfonul activat în joc sau ceva de genul. Văd că a lăsat ușa deschisă, n-are nicio treabă Ana. Crede că e singură pe server. Fiți atenți aici și punem ăsta. Uite aici, n-ai cum să observi, frate, chestia asta aici. Dar ce se întâmplă la etaj ea? Chiar sunt curios ce se întâmplă ea. Hopa, iară decorarea face Ana aici. Mamă, hai că e bine că nu mă aude când pun camere. Punem una și aici repede. Hai că nu observă, că vii așa, nu te uiți pe tavan aici, n-ai cum să vezi. Deci fiți atenți, Ana este în mijlocul redecorării când vin eu aici. Luca, alu... Mamă, ce... Bă,
Mă aude? Sau mă strigă? Mai ești? Doamne ferește, bă, ce m-am speriat. Deci cream că mă aude, gen că mi-am lăsat microfonul pornit sau ceva și Doamne, ia mă strigat să vadă dacă mai sunt pe server. Ok, ok, punem și aici repede o cameră. Ok, ea n-are nicio treabă, pune poze cu... Doamne, i-a făcut ședință foto lui Rex, ești nebun. Ia, oh my god, ia vedeți aici, fraților. Pune modelele de mărci de pe lookaluk.ro, primul link în descriere. Bine, mă, Ana, îmi place. Mamă, s-a uitat spre mine. Mamă, Doamne, deci cât de OP e poțiunea asta de invizibilitate. Mamă, sper că nu m-a auzit sau ceva. Ok, deci e chiar o peră de tot. Unde mai trebuie să mai punem noi cameră, oare, a? Ulu, hai că văd că Ana s-a dus la mine. Bă, merge la mine acasă, ce face? Mamă, s-a dus să uite de mine, bro. S-a dus să uite de mine. Doamne, acum chiar că nu mai înțelege nimic, că nici nu m-a văzut acasă. Ok, bun, hai că am pus ceva camere, e bine. Ia, acum ce face? Se uită la Rex. Ok, unde mai trebuie să mai punem noi camere ca să vedem tot ce face Ana, oare? Ok, fraților, deci cred că am pus cam peste tot în casă, sincer. Și o să mai punem acum niște camere și la Mariusic aici. Parcă mai avem camere puse, dar nu știu că nu sunt conectate la ăsta. Mai punem și aici o cameră și ar trebui să vedem destul de multe chestii acum în secundă. Mamă, ia vedeți aici, direct în casa ei, ia uite. Primul etaj frumos, ia vedeți-o pe Ana. După aia dăm pe ăsta aici, ia uite. Direct ia uite calculatorul, bă, dar poți să vezi și multe chestii pe aici cu ăsta. Doamne, deci Ana chiar se plictisește când e singură pe server. N-am văzut așa ceva, uitați-vă aici cum a pus ea poze peste tot. Astea sunt camerele noastre clasice, gen de la casa noastră. Ce mai avem? Mai avem aici în dormitor, mai avem aici frumos în garaj, ok. Și acum o avem și pe asta de la Mariusica să vedem exact când pleacă de acasă și... Ia uite, Doamne, vă balonașe pe geam. Și mă rog, e bine să avem o cameră și aici, nu știu. Haideți să mergem acum până nu se duce invizibilitatea, că nu știu cât mai durează poțiunea, nu prea mult. Să mai punem încă câteva camere. Mamă, dar aici sunt și astea ale poliției. Cam asta e beleaua, că multe sunt și de la poliție. Dar vreau neapărat la clătitud să trebuie neapărat să punem o cameră pe aici, că vreau să văd dacă mai merge la baza. Deci era pe undeva pe aici. Baza e secretă de fete. Și fiți atenți, spunem, mamă, dar nu pot să pun pe... Mamă, unde pun, bă, frate, și o cameră să nu observe nimeni? A, n-ajung să pun acolo sus, nu! Ok, știți ceva, fraților? Dacă mă duc eu și pun acum o cameră, uite, fix ceva de genul ăsta aici, ok? O să creadă că sunt de la poliție, cred tu să... N-are nicio treabă cu mine, e ok. Deci o să creadă că e de la poliție, oricum nu o să observe nimeni o cameră în plus acolo, dar noi cu camera aia o să putem să vedem, sper că putem să vedem de pe camera aia, dacă Ana vrea să se ducă în baza ei de fete sau nu. Și uitați-vă că se vede perfect cam toată cafeneaua cu camera asta de aici, deci e bine, nu o să suspecteze nimeni absolut nimic. Ok, fraților, ne-am întors în baza noastră secretă din copac și oficial am instalat cam toate camerele, adică cam toate locurile unde ar putea merge Ana. Avem aici frumos și o cameră mai în mijlocul orașului să vedem dacă vrea să se ducă pe undeva și am mai pus aici și o cameră dacă se duce la magazin, dar am încercat să nu pun prea multe camere, că după aia o să apară suspicios de multe camere prin oraș și poate o să-și pună întrebări sau ceva de genul, dar oricum majoritatea sunt ascunse. Le avem și pe astea. Doamne, uitați-vă și voi ce face. Da, deci Ana este în continuare la ea acasă și aparent decorează Ana. Deci, bă, mereu când Ana este singură face câte o chestie din asta de NPC, ești nebun. Face cele mai random chestii Ana când este singură. Probabil de-aia îmi și dăm non-stop mesaje și mă spama că Luca, ce faci? Voi vă dați seama, bă, zice Ana că nu mă suportă, bă, dar vedeți că chiar se plictisește că nu se joacă cu mine. Dar eu chiar speram să găsim și noi un secret, un ceva, habar n-am, adică doar atâta face Ana, doar stă și decorează chestii pe aici și stai, mă, pe ce cameră eram? M-am pierdut și în cameră, că nu mai știu care, Doamne, care era, mă, a, uite, camera asta aici. Ia, s-a dus jos acum, stai așa că e jos. Luca iară mă strigă, bă, deci Ana chiar se plictise, oh my god. Deci dacă doar la asta o să ne uităm toată ziua, chiar o să mă supăr, gen, fără niciun mișto. Ia că vin, bă, cum adică, ia că vin să sparg, ce zice, mă, mi-ai spart masa? Ce masă i-am spart? Mă, i-am spart eu din masă? Ce faci? Oh my god, iar începe să-mi spargă pe aici prin casă, Doamne. Uitați-vă și voi la ea. Iar începe Ana, bă, oh my god. Ok, nu o să zic nimic, încă suntem spioni și nu trebuie să știe că eu sunt la calculator, ok? Deci o lăsăm în pace momentan, dar ce i-am spart eu, mă, că nu înțeleg. Ce are Ana, bă, de zice că i-am spart eu la casă, că nu i-am stricat nimic la casă. Ok, fraților, o oră mai târziu Ana este și afeca acum, adică nu mai este la calculator. A pus niște chestii pe aici, pe jos, prin casă. A schimbat niște poze și atâta. S-a plictisit, m-a strigat pe mine, mi-a stricat geamurile la casă, cum face mereu. Și acum nu mai este la calculator. Deci cred că o să trească să așteptăm puțin să vedem dacă o se întâmple. Bă, Ana, te rog eu mult, fă și mie clipul interesant, fă și tu absolut orice, că uitați-vă și voi, gen, Ana nu mai e la calculator acum. O să așteptăm să vedem când revine și dacă face și ea ceva sau nu. Mamă, sper să nu iasă de pe server, că înnebunesc dacă iese și de pe server, pe bune. Fraților, s-a întâmplat ceva. În sfârșit s-a întâmplat ceva. Ana a plecat de la masă și
s-a dus și uitați-vă la chestia asta. Bă, stai așa că e ceva aici de care noi nu știm și nu știu ce se întâmplă. Deci a dat la o parte un barrel din ăsta și a intrat pe o scară în ăsta, în garajul ei. Deci se află ceva în garajul ei aparent, dar nu știu ce e chestia asta și nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat. Ia, stai că iese acum. Deci habar nu am și unde duce chestia asta. Adică nu știu când a făcut asta sau așa, că eu n-am mai văzut până acum intrarea asta. Cred că n-am mai văzut până acum. Ia, și a pus așa, s-a dus înapoi în casă. Doamne ferește, ok. Deci gata, în sfârșit s-a întâmplat ceva interesant și m-a făcut curios să văd ce se întâmplă. Ia stai așa un pic, unde s-a dus Ana? Încă e în casă? Că eu nu știu dacă mai e în casă Ana. Ah, ia, iar s-a dus acum AFK. Mă, ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg. Deci Ana, ok, încă e AFK. Bă, ar trebui să... Oh, nu mai e AFK. Ok. Ia, a ieșit afară din casă. A ieșit afară din casă. Stai așa că mă uit cu camera asta. Ia, hopa. Și ce faci acum? Și o taia și a plecat de acasă. Ok. Ia, hopa. Bă, ce... Stai un pic. Unde e aia din cafenea? Unde e camera de la cafenea? Repede. Ia, unde e Ana? Unde e Ana? Bă, oh my god, uitați-vă la asta. Se duce și în baza fetelor. Deci, ok. Bă, s-au întâmplat prea multe chestii. Ok, stai așa. Trebuie să mă duc repede la ea acasă acum. Vreau să mergem repede la ea acasă până nu se întoarce acasă, să vedem ce se întâmplă cu locul ăla acolo. Vreau să văd ce se întâmplă cu locul ăla. Deci s-a dus și în baza fetelor și s-a dus și într-o bază secretă de care noi nu știm sau nu știu care e faza cu asta din de aici. Bă, deci a stat AFK și acum mergem în toate locurile. Ești de bun? Ia, mă, să vedem ce se întâmplă. Mamă, trebuie să ne mișcăm rapid, rău de tot. Ce loc ăsta, că eu nu știu locul ăsta. Deci eu habar nu am. Oh my god, bro, ăsta e loc. Bă, ăsta e loc unde m-a ținut pe mine prizonier. Dar ce a căutat aici, nu înțeleg. What? Ok, ce se întâmplă, bă, frate? Fraților, ce e asta? Eu n-am mai văzut chestia asta pe server până acum. Ce? Ok. Ok, deci Ana are un safe secret cu bani. Ana are un safe secret cu bani, fraților. Ok, ăsta de-aia a venit aici și de-aia l-a pus în locul ăsta secret aici. Oh my god, deci ăsta e locul unde ne-a ținut pe noi atunci în cușcă. Dacă vă aduceți aminte, deci să spuneți în comentarii dacă vă aduceți aminte de clipul ăla. Pe bune, deci aici chiar am fost un clip în care eram prins aici, bro. Și lol, și a pus aici un safe că se gândea că probabil nu o să vin aici, că știe că m-a mai dus pe la ea pe acasă pe acolo și i-a mai luat sincer din bani și chestii genul. Oh my god, deci chestia asta chiar nu știam, ești de bun. Ok, fraților, nu vreau să vă panicați, dar Ana vine în secunda asta acasă, gen. Vine fix acum și eu sunt aici și, mamă, dacă vedeți în gara... Oh, mai avem asta. Ok, e ok, gata. Suntem invizibil, bun, trebuie să plecăm de aici. Trebuie să plec de aici cât mai repede posibil. Nu-mi zic că se uită în garaj. Te rog, nu. Ok, hai că e bine, pune... Oh my god, punem ăsta repede. Ok, oh my god, ok. E bine. Face alte chestii, nu știu ce face, dar nu e în garaj, e perfect. Ok, acum trebuie să așteptăm să se întâmple ceva, să plecăm de aici. Dar e bine că suntem invizibil. Mamă, bine că mai aveam o poțiune din asta la mine. Ok, ce tot face Ana? Stai așa că trebuie să mă uit pe camere să-mi dau să... Ia, hopa. Ce face? Doamne ferește, ce are, mă, pe fața Ana? Bă, deci Ana nebunește fără mine pe server, eu vă zic. Deci eu nu știu ce item-i are Ana, dar nu știu ce avea pe față, dar... Eu nu știu ce să mai zic. Deci efectiv înnebunește Ana fără mine pe server. Ok, vreau să deschid o ușă sau ceva ca să putem pleca de aici sau să pleci de acasă, abar n-am. Fraților, nu vă exagerez, au trecut 5 minute, mie o să mi se ducă poțiunea imediat și Ana habar nu am ce face. Deci Ana stă fix aici lângă mine, nici nu pot să deschid ușa. Și uitați-vă și voi ce dă cu artificii la intrare în casă. Mă, ce sensare asta? Deci vă rog, eu voi așa faceți? Vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă așa faceți voi când sunteți plictisiți pe Minecraft, dacă luați toate chestiile posibile și gen, uite și tu, se apucă să tragă, mă, ce se întâmplă? Doamne, ia, opa. Mamă, sper că n-a auzit. Ok, a trebuit să o fac pentru că mi se duce invizibilitatea, ești nebun? Ia, mă, asta, bă, sparge geamurile. Doamne, ia, în geamurile mele trăgea, ești nebun? Uitați-vă și voi, uitați-vă ce față are în primul rând. Mă, ce? Deci nici n-am cum să mă supăr pe aia. Deja e clasică chestia asta cu geamurile. Iară trebuie să repar geamurile. Uitați-vă ce față are. Ok, cred că ar trebui să plec până nu-mi dispare invizibilitatea sau ceva de genul. Ia uite, și-a dropat și arma. Băi, e prea nubana, n-ai ce spune. Deci e prea... Bă, mi-a pus Brawl Stars pe casă. Doamne ferește. Ok, gata. Măcar nu m-a văzut. Deci am aflat două chestii astăzi. Până acum am aflat că are un safe unde aparent își ține banii și am mai aflat că încă se duce
mergem baza fetelor și sincer aș vrea să revăd și eu baza fetelor. Să văd și eu dacă s-a mai întâmplat chestii, că n-am mai fost de mult acolo. De ce nu-mi răspunzi și nu te joci cu mine? Doamne ferește, de ce vă spun, Ana, nebunii de plictiseală. Hai pa, ieși de pe server, ești nebun? Doamne ferește, ok, deci efectiv Ana de plictiseală a luat 1000 de iteme random, a făcut 100 de chestii, mi-a spart casa, mi-a făcut-o de balamuc, de nu mai înțelegi nimic din casa mea și acum a ieșit. Măcar dacă tot a ieșit, haideți să vedem care e faza cu baza fetelor, că chiar sunt curios dacă a mai băgat chestii sau ceva de genul, că noi n-am mai fost de mult acolo și chiar sunt curios ce-o fi căutat Ana acolo, dacă s-a dus de plictiseală sau se întâmplă ceva pe acolo sau habar, nu am sincer. Ia să vedem, chiar sunt super, super curios. Clătituța al meu cred că doarme, n-am mai zis nimic, nici Ana n-a stat să vorbească cu el, cred că doarme la job sau ceva. Ia, aici ai, hopa, fiți atenți, baza fetelor, fraților, ia baza fetelor. Bă, dar nu apare nimic schimbat față de data trecută, sincer. Deci chiar nu e absolut nimic. Totul este fix la fel cum era data trecută. Și mai e chestul ăsta care avea parolă, dar nu mai știu dacă știam parola la ăsta. Nu mai țin minte, dar parcă nu am reușit să spargem chestul ăsta, că nu mă înșel. Deci, fraților, m-am uitat pe aici prin baza asta și, bă, nu este absolut nimic. Deci uitați-vă și voi, în chesturile astea nu este nimic. Și stăteam eu și mă gândeam, bă, ce sens a avut chestia asta? De ce ar fi venit Ana aici să stea câteva minute să plece dacă nu e nimic de făcut aici? Adică nici măcar n-a stat aici să zici că bă, da, uite, făceam ceva sau nu știu ce, uite, știu, aici nu e nimic. Și mi-am dat seama de o chestie. Singurul lucru pe care nu-l putem verifica este chestul ăsta care are parolă și nu știu care este parola la el, ok? Deci am încercat 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. Nu știu care este parola la chestul ăsta, dar eu cred că Ana a intrat aici cu un motiv. A venit în baza asta și se află ceva în chestul ăsta. Eu cred că se află ceva aici și am nevoie de ajutorul vostru ca să spargem codul de la chestul ăsta, fraților. Așa că cred că o să oprim aici clipul, pentru că Ana oricum a ieșit de pe server și sincer cred că nu stătea ea atât de mult să facă atât de multe chestii, că până la urmă ce poți să faci pe un server de unul singur? Adică cred că am spionat și am aflat cam tot ce trebuia să aflăm. Ăsta este singurul lucru pe care cred că nu-l știm despre Ana pe server la momentul de față, ce se află în chestul ăsta. Și vreau să mă ajutați și să-mi spuneți în comentarii ce parolă ar putea să fie, frate, legată de Ana sau de fete, pentru că asta ce am văzut este o baza fetelor. Ce parolă ar putea să fie aici, în chestul ăsta, ok? Pentru că aici trebuie să se afle ceva, 100% trebuie să se afle ceva și am nevoie de ajutorul vostru. Dar eu zic că am spionat-o destul de bine pe Ana și am aflat destul de multe chestii. Nu i-am furat din banii aia, pentru că, bă, n-am fost nesimțit, doar am vrut să o spionăm să vedem ce chestii nu știm despre Ana. Și neapărat să spuneți în comentarii care credeți că este parola și să încercăm să-i spargem împreună codul, să vedem ce se află în chestul ăsta, fraților. V-am pupat, vă mulțumesc că v-ați uitat până aici și ne auzim și noi pe data viitoare. Eu o să plec acum repede din baza asta să nu intre Ana să mă prindă aici. Pa, pa!